Bună ziua, bine v-am găsit. Iată, vom verifica o colonie de albine. Nici la asta nu m-am mai uitat de vreo lună, o lună și cel puțin. Atât că le-am pus uleiul esențial și asta basta. Acum să vedem ce a făcut această colonie, cum se prezintă. Aceste colonii care n-au nicio treabă cu matca roșie, ele fiind de miere, anul acesta coloniile de gen care sunt de miere e diferit față de ce ați văzut în filmul anterior la matca roșie, fiindcă albina nu mai stă sus. Aici, uleiul esențial ăsta, iată, e folosit într-o săptămână jumate. Fiindcă având cules, normal nu se mai atinge. La cum văd eu aici, albina deja a migrat jos matca, bănuiesc. S-a mai restrâns. Cred că ultima dată am umblat la el când am tăiat faguri sau ceva de gen. Colonia se restrânge. Abandonează cuibul de sus, adică începe și se duce spre jos, spre partea de jos a... Vezi, aici e capul. Și voi verifica prima dată o rama care mi se pare goală. Pare goală această ramă. Asta nu vă fac nimic. E un pic și mai agresivă. Da, nu, dacă n-am mai umblat de mult la ea. La ultima dată a primit și foaie. Aici avem nectar proaspăt. Avem nectar proaspăt, lăsăm jos și verificăm restul ramelor. Bun, haideți să vedem. Deci este o matcă de miere, ca să înțelegeți. Să începem cu prima ramă. Am scos rama care mi-a fost mai ușor de scos și care e mai goală, adică a fost o foaie la un anumit punct. Și să vedem dacă chiar își confirmă statutul de matcă de miere. Albina e puțin în sus. Aici avem miere. 1 kg acolo. E bun. E bun. E bun. Trecem mai departe. Să vedem ce cantitate de miere s-ar putea scoate din această colonie. Aici se schimbă povestea. Aici se schimbă povestea. Ia. Acum, asta este o ramă așa de mâncat din priviri. Aici. Iată aici. Deci albina mai puțină, dar cuibul sigur s-a dus jos și mierea a rămas sus. Uite ce ramă cu miere avem aici. Parcă vine să înfigă o furculiță în iasă. Mâncă așa din ramă direct, așa, fain. Foarte fain, foarte fain. Fiind rama albă, normal va fi extrasă, fiindcă nu punem așa ceva în margine, adică la iernă aș mă refer. Păi dacă aici venim spre centru, Miere căpăcită, gata de extras. Foarte fain, avem și trântori, colonia încă arată bine. Deci, aceste rame îmi zice că ce îmi zice?
Îmi zice că cuibul e jos. Acum, uitându-mă așa prin această colonie, mi-aduc aminte prin anii 2014-2015, când domnul profesor Ursu mai posta și el filme, când vedeam la dânsul ramei așa cum era, nu puteam să-mi închipui vreodată să ajung acolo. Și surpriza este, și asta o ramă cum era, care trântori care ar trebui să eclozeze, se poate folosi acești trântori pentru a verifica varoa, dar ei lasă în pace, nu îmi bat capul cu ei, că poate mai avem nevoie de vreun trântor. Sunt slabe, cum să zic eu, acei trântori vor fi eliminați imediat ce eclozează. Și dacă la ora asta avem varoa, atunci e grav. E grav fiindcă se împlinesc 6 ani de zile când, exact în această perioadă, descopeream că stupina avea mii de, adică un stup de albine avea mii și mii de păduchi. Hai că nu-i cu totul cuibul jos. Mai avem aici ceva puiet, dar e căpăcit. Matca s-a dus jos. Miere avem. Matca e de calitate, ouă foarte frumos. Nu avem probleme cu bolii. Nu avem probleme. Da. Avem miere suficientă. Suficientă pentru iernat. Acum ce extragem e bonus. E unul nu mai puneam accent pe acest cules de floarea soarelui. Și aici puiet căpăcit. Miere suficientă pentru a forma un cuib de iernat. Aici deja se poate forma și extrage ceva miere. Ce mai avem? Ce mai avem noi aici? Puiet! Mă bucur că e puiet așa mult, adică mult. Pentru o matcă din asta care nu-i roșie, e... nu-i nici neagră, nici roșie. Nu o pot pune nicăieri, dar albina ei nu are inele roșii. Acestea la mine stupine sunt cele de miere. Putem deja să ne planificăm extracția, dar mai las un pic în funcție de cum va evolua colonia. Vom vedea cum evoluează colonia și culesul. Da. Coroane consistente. Aici avem și ceva larvari. Foarte multă miere. Dar cum vedeți această colonie, să știți că va ierna pe 4 rame, pe 5 rame. Nu iernează pe rame foarte multe. Ba chiar pe rame puține. În schimb, îți lasă în urmă rame cu miere foarte, foarte bune.
Iată o altă ramă bună, bună de extras. Are ceva puiet acolo, dar peste câteva zile se poate extrage. Deci extragem 3 rame media de 2 kg, să zic. 6 ori 2, 12 kg. Mai mult decât bine. Bun. Eu sunt foarte mulțumit pe staționar obținând această cantitate de miere. Ce putem spune mai mult de atâta? Nici cu vânzarea nu mă omor, adică nu am eu așa ăla de vânzări, să vând foarte mult. Sau... Vă dați seama, fiind un apicultor hobbyist în zonă, mă interesează albinii să treacă cu bine de iarnă. Mă scuzați albinuțelor, m-am deranjat un pic. Cam asta este. Sunt stuchi care sunt arată și mai bine, eu m-am mai uitat la vreo câțiva. Dar e bine. Bun, cam atât am vrut să vă arăt, că iată familiile de producție, cam astea sunt. Una e matca roșie, care e mai zgârcită cu mierea un pic acum, dar are și ea. Și familiile care nu se înghese la puiet, dar au miere suficientă încât să ierneze încă 3 ca el. Bun, până data viitoare, numai bine!